toată casa a devenit brusc mai confortabilă. Mi-amintesc că, la un moment dat, din senin m-a prins ploaia și m-a udat până la piele. Mi-era foarte frig și îmi doream să ajung acasă în acele momente. Evident că a durat o eternitate, dar când în sfârșit am ajuns și am deschis ușa... Scuze, făfeluță, nu mai apă ceva dacă... E bine. Scuze, nu, am zis să... Păi, te rog. Scuze. Când în sfârșit am ajuns și am deschis ușa, m-a întâmpinat cu toată căldura ei. Imediat am făcut un duș cald și am realizat în acele momente că sunt foarte norocos. Ne mai poți spune ceva ce te-a atras la ea? Modul în care comunicăm pentru mine a fost o surpriză totală. Adică nu credeam înainte că se poate crea o legătură de genul ăsta. Înainte trebuia să fim aproape. Acum știu sigur că oricât de departe am fi, s-ar crea o legătură, o conexiune extrem de frumoasă. Am fi pe aceeași lungime de undă. Dacă vrei, este dincolo de distanță. Uite, de exemplu, și dacă aș fi plecat în Thailanda la filmări, aș ști în fiecare secundă ce face. Iubita? Iar, scuze. Păi, stăm până la noapte, te rog frumos, stai că așteaptă oamenii ăștia după noi. Dar ce ți-a plăcut prima dată la ea? Prima dată am observat cât este de frumoasă. Motiv pentru care aș putea să spun că a fost dragoste la prima vedere. Scuze. Iubire, scuze. Te rog. Da, știu, iartă-mă, dar nu am putut. Cer scuze. Vrei să mai ajungi? Nu, scuze. Continuați. Îți spuneam că mi-a plăcut foarte mult că avea o strălucire aparte. Dar cea mai tare chestie a fost atunci când am observat că o poți controla de la distanță cu telefonul mobil. Și mai ales că o poți seta strict după nevoile și dorințele tale. Ca să nu mai vorbesc despre energie, despre factura la energie. Deci absolut totul s-a schimbat de când a apărut în viața mea. Stai puțin, tu despre cine vorbești acum? Iubire... Tu vorbești despre alte azi, nu? Da, evident. Da. Filmăm, după cum vezi. Te rog. Despre mine n-ai vorbit niciodată așa. Cer scuze. Scuze, dar nu să-ți cumpere tricou, sincer. Deci, Iubire, dar liniștește-te, te rog. Dar tu ești zona mea de confort tot timpul. Te iubesc.